And I can't fuck with them man like the Ku Klux members. Pussy y'alls think they're better than, must be joking, must be running bands, don't know. Snap gang man a veteran, can't touch George my G cause that's a ram. Fresh out the slam around the can, man might light up the earth like Taliban. You can't refund shots no matter land, off as soft like pudding or batter man. Bloody Nora, this is mental. What's happening here? Bine ați venit la un nou episod din Illegal Tuners. Eu sunt Andrei și astăzi începem să punem mașina la loc, pentru că multe dintre problemele pe care le-am avut am găsit o rezolvare pentru ele și de ce nu, trebuie la un moment dat să punem mașina la loc. Suntem aici cu fratele Tony. Fratele Tony. Hola. Răcit. Așa. Împreună cu care am făcut toată ghidușea asta de mașină. Cum am mai zis, problemele au fost faptul că aripa este mai lungă cu 4 cm, a trebuit să venim cu farurile mai în față cu 4 cm, deci alt suport pentru faruri, toți trei reglabili, pentru că v-am explicat și data trecută că sunt 3. Bara față este mai lungă cu, după cum se vede, 15-20 de centimetri, ceva de genul, și a trebuit întărită pentru că, vedeți, nu are nicio întăritură pe partea din spate și exista riscul să vibreze sau să flambeze și dacă flamba, automat strică vopseaua. După cum se vede, am făcut o bară de ramforsare. Aici îi prinsă în șruburile originale. Aici am avut noi, am dat noi găuri și am pus pognituri cu filet ca să o prindem. Bara este țeapă până nu pleacă niciunde. Și la fel în partea aceasta este cu șuruburile originale. La faruri avem o prindere aici, la care am făcut o prelungire reglabilă. Așa. În momentul în care desfaci filetul, merge automat mai în spate sau mai poți să mai bagi alte piulițe ca să-l dai mai în față sau să-l dai mai în spate sau cui mic. În partea de sus nu se vede coada acum. Avem tot la fel cu filet, dar avem filet și pe partea de dedesubt, șurub cu filet. Și atunci automat poți să-l reglezi cum vrei. În partea aceasta vine prins în bara de ramforsare, tot așa cu șurub. Dacă strângi șurubul, teoretic se lasă mai jos. Dacă îl desfaci și mai bagi, poți să mai bagi șaibe de desubt, îl ridici. La fel și în partea asta. Într-adevăr, nu este cea mai high-tech tehnologie, dar este super ok și destul că să-și facă treaba. Momentan, farul nu este super strâns, deci de asta mișcă puțin, dar în momentul în care le strângem, după ce le reglăm, o să fie super țapene. Problema pe care o mai avem este cu capota, pentru că și ea, așa, și ea este mai lungă cu 4 cm. Prinderile de pe capotă, după cum le vedeți, sunt făcute de fabricant, dar nu sunt bune, adică pentru că nu se potrivesc cu mașina aceasta. Tocmai de aia nu avem cum să ne prindem aici și am comandat alte prindere, am mai zis și în celălalt videoclip. În bara față am dat găurile pentru senzori, plus 6. Unul dintre senzori teoretic ar veni mai pe colț, însă din cauza la aripioarele care o să vină pe bara față, a trebuit să-l mutăm un pic mai către centrul mașinii, pentru că mi-era frigă că citește aripioarea respectivă și intră singur în eroare.
distanțiere, de fapt flanșe pentru roți, am comandat deja de 4 cm. Mâine pleacă pe drum și pe poimine ar trebui să ajungă. Vă bag și un video ăsta, sper să mă înțelegeți, că mă drăgeți. Am încercat să folosim tot ce s-a putut să fie OEM în caz de doamne pe orice. Are toată fața și tot ce trebuie să fie bolt-on înapoi. N-am modificat nicio prindere, n-am modificat absolut nimic. Totul ce am făcut de la zero, cât de low budget s-a putut și cu ce ne-am descurcat pe aici, că doar nu, low budget asta. Ce nu a specificat Andrei și mă simt așa ușor revoltat că l-a specificat. Tot ce am încercat noi să facem aici în față, prinderi și tot, le-am făcut cât s-a putut de precise, dar am lăsat toleranțe. De exemplu, la farul ăsta, poți să-l tragi, să-l dai în față, în spate, să-l așezi după bară. Deci nimic nu-i prins încă fix. Aici așa unde am refăcut suporții, putem să-i adaptăm direct după, să reglăm farurile direct din prinderile OEM. Au niște prinderi care se învârt. Aia a fost o idee de-al oamenii. Astea la fel, prinderile astea, prelucirile, sunt super ok făcute, tot așa am stat cu Andrei, ne-am scos creierii, am vrut să le facem fixe, dar după aia să le facem cu o teșitură pe mijloc, cred că se vede teșitura, să putem, îmi cer scuze, în caz de ceva să mutăm farul în față, în spate. Deci absolut tot ce am făcut, am încercat să le facem cât de bolton, să nu trebuiască să modificăm absolut nimic de pe caroserie. Deci orice ar fi, vine dat tot jos și toate pică înapoi stoc. Nici măcar un filet nu a fost modificat. Singura chestie care e modificată, cum a zis și Andrei, avem aici așa două găuri care le-am dat noi, cu două rivnațuri, un fel de pognituri, cu filet interior. Sunt multe chestii care nu au pădut și o trebuie să le adaptăm. Da, două minți luminate, două minți luminate. Altceva, mie mi se pare totul destul de ok și sper în seara asta să punem bara sus, să închidem frumos capota, să facem lufturile și să continuăm la restul chestiilor ce avem de făcut. Nici capota nu-i prinsă încă 100%, încă mai are toleranțe, încă putem să o mișcăm stânga-dreapta, să o dăm față-spate. Asta m-am zis, sper că s-o înțelegi ce am vorbit și ce am încercat să explic. N-am dat vreo Andrei de explicat, dar am simțit nevoia să fac spectatorii, să zic așa, să înțeleagă de ce am pornit noi cu aceste chestii și de ce sunt atâtea reglaje. Păi, da. Sper că vă place contentul și să vedem ce iese la final. Peace. Continuăm cu lucrarea, cum a zis și Tony, bară față, aripi, capotă, Doamne ajută, Doamne ajută să gătăm astăzi fața. Pragurile ar trebui să fie destul de easy de montat pentru că vin peste pragurile originale, deci ar fi super bine să fie super easy. Bara spate este deja montată, am avut o singură, o mică problemă cu ea, a trebuit să iau din bară gen 5-7 cm pentru că la turnare linia a fost puțin curbată și nu bătea perfect. Ce mai vreau eu să fac extra este să pun această bară, deși este, am avut un cârlig retractabil pe mașină. Bara pe care vine cârligul retractabil este super bună în caz, adică pentru protecție, în caz de accident, în caz că te lovește cineva din spate, bara aia ține super bine să nu-ți intre prin portbagaj. După cum bine știți, din cauza că am avut un accident și am fost despăgubit destul de bine, am reușit să-mi cumpăr acest body kit, dar faptul că am avut acest cârlig pe dedesubt nu a lăsat să fie distrusă mașina în spate.
deși cealaltă mașină a fost daună totală, a mea nu a avut absolut nimic, ceea ce este yay, super ok. Am schimbat doar bara spate și a fost super ok. Trebuie să mai dăm bara spate jos, să montăm, să dăm găurile pentru senzorii de parcare care vin montați, să primesc tipsurile care, și să încercăm să le montăm și să dăm găuri în portbagaj pentru eleronul de carbon și să tăiem aripile, evident, că dacă lăsăm mașina mai jos o să ne frece aripile pe cauciucuri și nu vrem așa ceva.
nu? Am în două straturi. Treci prin ce p*** de straturi, vei, numai să rămână buza aia pe interior să putem prinde da. Protecția. Eu zic că dacă stai sub linie, după aia mai putem să polizăm. Don't be afraid. Hai să dăm, să dăm bara mai în spate, ca să pot să termin, știi? You can run, but you know I will find you. Tăierea. Mercedes, tăierea moțului. Bă, dar nu cred că fă dublă. Pula, uite-te. Nu, aici e dublă. Ai avut o idee genială. Te-ai dat masticul ăsta. Oare, mai putem să o... O lege, să o polizăm, zici, nu? Da. Because I'm a genius. Putem să, să punem niște bandă și un pic de folie și să-i dăm un pic de primer și cu un pic de vopsea. Știi? Să nu ruginească tabla asta. Nu putem da drept mastic. Nu putem da drept mastic? Da. Nu. Așa a arătat la mașina ta. Cum te simți? Stai. Cum arăta, mă? Ula, așa a arătat că la mașina ta. Cum te simți? Zici că e Jeep. Opa. Acum... Wide... Wide body. Nu e numai atâta de lată, în plus. Apa nu se vede. Bine că am făcut atâta lucrare ca să o acoperim. Da. Oricum, ar trebui bătut și ăsta în interior. Ce să-ți dau?
Be happy. Am gătat și noi în sfârșit laterala. Ca să vă dați seama cât de mult e lățită mașina. Gen 3 degete. Pragul. Prelungirile la aripi pe spate. Mamă, cât e de lată, bă. Așa-i? S-a m***a masă. E dita mai, frac. Deci de aici, în puii mei, nu se vede roata. Dar știu, tava, grafitul într-un puii mei. Superb. You're the best for me.
too deep. The clock keeps ticking and the time flies by. I keep thinking that I won't stand by. Vreau să vă explic cum am modificat grila aceasta, pentru că mai înainte lucram, însă am observat că GoPro-ul meu a rămas fără baterie și nu știu exact unde s-a oprit. În primul rând, am tăiat urechiușile acestea, două, ca să poată să intre grila, apoi am modificat dinții aceștia. I-am mai subțiat puțin ca să poată intra mai bine în grilă, în aceste prinderi. Și am mai subțiat din buza aceasta, ca să las grila să vină mai aproape, mai către exterior. Până acum e 99% perfect, mai agață undeva, nu știu unde, dar nici nu-mi bat capul pentru că se dă jos foarte ușor. Ce mai trebuie făcut acum este să dau o gaură aici și aici, să pun un filet în găurile acelea și să dau gaură aici unde a fost urechiușa originală. După cum se vede aici, însă vreau ca gaura aceasta din partea asta să fie mai subțire ca să iasă șurubul și gaura din partea aceasta să fie mai mărișoară, astfel șurubul e ascuns și rămân doar cu o bubulică mică aici care e inobservabilă. În schimb, dacă aveam șurubul aici, de câte ori tăia la grilă, se vedea. Deci ar fi super tare să fac o gaură aici, să vin cu șurubul înfiletat în asta, să-mi iasă pe partea asta și să se înfileteze aici, într-un ribnat cu filet. Apoi ce mai vreau să fac este de aici, să fac un suport până la prinderea aceasta pentru bară, ca să stea super fix. În același timp vreau să fac reglabilă, deci va avea un mic canal într-o parte sau în alta și astfel pot să o trag mai către motor sau mai către exterior în funcție de far și să fie, adică și în momentul în care strâng șurubul, ea va sta fixă în orice poziție o pun. Prinderea aceasta originală de la grilă momentan este cu 4 cm mai scurtă. Venea prinsă aici, însă momentan e gen cam așa. Așa că voi face un suport care va un suport pătrat cu două găuri în el. Șuruburile originale se vor prinde aici și celelalte șuruburi se vor prinde aici în ăsta. Nu contează dacă arată bine sau rău, pentru că peste partea asta va veni un plastic, deci este, nu este vizibil. Apoi, aici, am pus niște șuruburi, am dat gaură prin suportul ăsta, prin dintele lui, cum ar veni, și am băgat un șurub mai lat, pentru că de câte ori îl forțam în spate, avea tendința să iasă singur și așa este mai safe, este super sigur că va sta la locul lui și va trage dacă vreau grila în spate, fără nicio problemă.
Așa a ieșit grila. După cum se vede, aici are o gaură mai mare prin care trece șurubul, doar că este un pic strâmbă, trebuie să mă lărgesc. Iar șurubul trece prin al doilea plastic și va prinde în acest filet. De aici. Nu mișcă, it's up on. Mai trebuie strâns suportul acesta, dar după ce ăsta e strâns, ăsta e fix. La fel este și aici. Ăsta l-a strâns mai tare, după cum se vede, nu mișcă. Și la fel este și în partea aceasta, doar că în partea asta am dat gaura mai bine, după cum vedeți. Și șurubul este așa, șurubul este ascuns. Pentru videoclipul de astăzi, bodykit-ul este montat pe mașină, însă nu e 100% terminat. Mai avem mici chițibușuri de făcut la el, senzorii de parcare, de exemplu, nu s-au așezat ca lumea în bară, adică în momentul în care s-au lipit suporții și am băgat senzorii de parcare, nu stau perfect la nivel cu bara, deci va trebui să mai dăm încă o dată bările jos și să le modificăm. Vorbim aici de 1 mm, 2, nu e mare scopală, dar pe mine mă deranjează. Tipsurile au venit cu super mega mare întârziere, le-am primit numai de vreo două săptămâni, ceva de genul acesta, și încă nu am apucat să le montez. Vor veni montate și alea. Dacă tot dăm bara din spate jos pentru senzori, atunci vedem exact cum prinde și tipsurile ca să remontăm. Problema este că între timp m-a luat radarul și mi-a luat permisul pe 2 luni de zile, deci orice voi lucra la mașină va trebui să fac cu Tony, pentru că nu pot să conduc mașina, să o duc la serviciu să lucrez la ea, și atunci trebuie să mergem împreună. Să zic așa, va mai dura puțin, dar nu mult. Plus că mai avem foarte, foarte mici reglaje de făcut.
la body kit ca să fie 100% pregătit pentru vopsit, în momentul în care îl trimitem la vopsit, liniile să fie perfecte, peste tot unde am modificat body kit-ul să fie perfect rotund, să nu aibă colțuri, să nu aibă ciobituri sau ceva de genul acesta, ca în momentul în care se apucă vopsitorul de vopsit să fie totul perfect. Și mai avem de pus mastic la aripile din spate ca să le rotunjim frumos, să pară ca și cum ar fi aripa lățită, cum ar veni, astfel încât vopsitorul eventual să dea un pic de șpriț kit sau ceva de genul acesta și forma să fie perfectă. Și mai avem de lucrat la bara din față, la ușițele de la spălătoarele de la faruri nu se potrivesc perfect și din cauza asta nu s-au așezat ca lumea. Trebuie să le deslipim, să le lipim puțin mai jos, să vină linia perfectă și eventual din fibră de sticlă sau din plexiglas să umplem un pic golul care va rămâne, că va rămâne ceva de genul 5-7 mm diferență față de ușița respectivă și în mare parte mașina e gata. Acestea sunt singurele, să zic, chichițe care mai trebuie făcute, plus că mai vreau eu să-i fac un lip custom din plexiglas gros de 1 cm pentru că ar fi frumos un lip și nu găsesc lip special pentru bara aceasta. Am găsit ceva lip universal mai scump, să zic așa, însă forma este perfect rotundă și eu nu aș vrea să, ca forma să fie perfect rotundă, aș vrea să aibă forma bării din față care este puțin colțuroasă, să zic așa, și aș vrea ca marginile de la lip să vină gen așa la 90 de grade. Cred că ar arăta super mișto și de asta m-am zis ok, hai că-l fac eu, e și mult mai ieftin decât să dau 250-300 de euro pe un lip. La praguri trebuie să mai modificăm foarte, foarte puțin. Trebuie să luăm din prag exact în locurile unde vine băgat cricul. Pragul aftermarket vine puțin mai lung și acoperă pătratul acela unde vine pus cricul și acolo aș vrea să iau puțin din el. Va fi o porțiune ceva de genul 5, poate 7 cm pe cam 1,5 cm, maxim 2, deci oricum va fi sub mașină, va fi inobservabil, dar mă ajută foarte mult în momentul în care vreau să ridic mașina sau trebuie ridicată mașina pe elevator, că acum există riscul în momentul în care elevatorul se lasă în jos să-mi agațe pragul și dacă îl agață îl va smulge și din nou nu vrem așa ceva. În următorul videoclip vă voi arăta cum am montat eu prinderile racing pe capotă și cum am folosit bara OM de sub capotă ca să mă prind cu ea și totuși am reușit să potrivi perfect. Singura greșeală, să zic prostie pe care am făcut-o, a fost faptul că am vrut să pun șuruburile originale de la prinderile respective, care erau niște mini micro șurubele și nu m-am chinuit ele degeaba. Iar următorul videoclip va fi cu body kit-ul complet pe mașină, cu tipsuri și cu tot, prinderile la capotă, prezentare la toate piesele care au venit pe mașină, ce am făcut la fiecare în parte, de exemplu ce-am făcut la capotă, ce-am făcut la aripa dreaptă, ce-am făcut la aripa stângă și așa mai departe, ca să înțelegeți ce înseamnă exact să îți pui un white body kit aftermarket pe mașină, să schimbi atâtea paneluri de pe mașină și să vă dați și voi seama cât a trebuit să modificăm și ce a trebuit să modificăm, pentru că nimic nu mai este nemodificat la exteriorul mașinii. Și cam atât pentru acest videoclip. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, dați un like, un share, un subscribe, atât mie, cât și canalul Low Budget Customs, adică lui Tony, și cam atât. Bye! It's the only thing that I'm
Must be joking, must be running bands, don't know. Snap gang man, a veteran, can't touch George, my G, cause that's a ram. Fresh out the slam around the can, man might light up the earth like Taliban. You can't refund shots, no matter land. Off and soft like pudding or batter, man. Bloody Noor, this is mental. What's happening here? Pull the plug, come on.